Salutare, om drag! Aș dori să-ți povestesc un pic despre cum ai putea să depășești toate obstacolele ce-ți apar în cale. Ai credință, nu ești singur. A avea credință deplină în divinitate nu înseamnă că în vremuri grele să ții degetele încrucișate și să speri că lucrurile se vor rezolva așa cum vrei tu. A avea credință deplină în divinitate înseamnă că în vremuri grele să știi că, indiferent ce se întâmplă, vei fi bine. Și când spun că vei fi bine, nu mă refer la a fi bine în exterior, ci la a fi bine în interior, la a-ți menține echilibrul energetic, emoțional și a ști că tot ce se întâmplă are un rost, că totul este voia lui Dumnezeu și că voia lui Dumnezeu are în vedere binele nostru cel mai înalt. Înseamnă a căuta lecția din tot ce ți se întâmplă și a învăța acea lecție, a te schimba și a evolua. Dacă vor fi sinceri cu ei înșiși, mulți oameni vor recunoaște că cele mai multe dintre lucrurile care sunt importante pentru ei sunt cele de care este interesat ego-ul lor, nu sufletul lor. Pe Dumnezeu îl interesează asta. Prin ceea ce faci, te apropii de mine sau nu? Uitați-vă la viața voastră și să vă întrebați: din tot ceea ce fac eu, cât anume este de interes pentru Dumnezeu? Sau, altfel spus, din tot ceea ce fac eu, cât anume este de interes pentru sufletul meu? Viața ta umană nu este despre a face voia ego-ului tău, este despre a învăța să capitulezi și să funcționezi pe principiul facă-se voia ta. Când înțelegi cu adevărat că ești doar o fărâmă de viață într-un cosmos fără limite, te vei închina în mod natural în fața a toate. Și nu ești niciodată singur. În interiorul tău, în sângele tău, în celulele și în ADN-ul tău, trăiesc sute și sute de strămoși. Dacă simți că te lupți singur, dacă simți că trebuie să te susții singur, dacă simți că suferi singur, astăzi îți aduc un gând încurajator. În tine se află toată puterea și înțelepciunea strămoșilor tăi. În tine se găsesc răspunsurile la toate întrebările Universului. În tine se găsește adevărul care te înalță și care îți zidește credința. În tine se împletesc lumina și întunericul ca uniune de netăgăduit în evoluția ta pe pământ. În tine se află înțelepciunea și intuiția, doar trebuie să le lași să se manifeste. Doar trebuie să te recunoști cine ești.